Augustin Zegrean, uluit de propunerea lui Cătălin Redulescu privind rejudecarea dosarelor, e un principiu în drept care e mai tare decât toate. Fostul președinte al Curii Constituționale a României nu vede cu ochi buni propunerea făcută de deputatul PSD Cătălin Redulescu de a rejudeca toate dosarele de după 2009. Poate, eventual, se dea o lege prin care se dea un drept de revizuire, spune Augustin Zegrean. Toată lumea se va ce nu a tiut, toată lumea a tiut. Cum puteau judectorii să nu tie, când ei judecau dosarele ei la televizor a prea dosar întocmit cu sprijinul SRI? Se dai o lege ce se anulează dosarele, asta mi se pare ciudat. Poate, eventual, se dea o lege prin care se dea un drept de revizuire, să fie o cale de revizuire a sentinelor pentru cele care s-au pronunat deja, iar pentru cele în curs de soluționare se găsească o soluție, a spus Augustin Zegrean, pentru Digi24. Cine s-ar fi gândit ce se mai poate întâmpla? În vechiul cod penal din 1968, securitatea a fost scoasă din cadrul organelor de urmărire penal. Din 1968 până în 1989, cel puțin teoretic, nu s-a făcut altceva. Cine s-a gândit ce le vine ideea să o facă acum? Sigur ce, în măsură în care s-a încălcat legea prin aceste metode, se poate pune problema anulării dosarelor, nu a dosarelor deja judecate, pentru ce este un principiu care e mai tare decât toate, în drept, care vorbește despre stabilitatea raporturilor juridice. Poi se o tot iei de la capte, la nesfârșit, a adugat fostul președinte al CCR.